Salutare, sunt Ursu. Am uitat săptămâna trecută să menționez câteva chestii. În 28 septembrie a apărut Brass X, sezonul 5 pe Sky. În 29 septembrie a apărut Shorzy, sezonul 2 pe Crave TV. O să apară pe Hulu în 27 octombrie. Un film pe Netflix numit Reptile. În 1 octombrie un documentar pe HBO. The Ringleader, The Case of the Bling Ring. Oricum, să începem. Luni, 2 octombrie. Un film pe Hulu, Appendage. Câteva seriale, Murdoch Mystery, sezonul 17 pe CBC, o să apară la un moment dat și pe Hulu și Freevee, Jessica's Big Little World, primul sezon pe Cartoon Network, în 7 octombrie o să apară și pe HBO Max, The Price is Right at Night, sezonul 5 pe CBS, Fright Crew, primul sezon pe Hulu și Peacock, jocuri, Bilkins Folly, pe toate platformele în afară de Xbox. Marți, 3 octombrie, un TV special pe Amazon Prime, Make Me Scream, Bound, primul sezon pe NBC și Peacock, și se termină Ahsoka, primul sezon pe Disney+, Buried Sea Gold, sezonul 16 pe Discovery, The Only Murders in the Building, sezonul 3 pe Hulu. Jocuri, Disgaea 7, Vows of the Virtueless, pe toate platformele în afară de Xbox, The Lamplighters League, pe Xbox și PC, Silent Hope pe Switch și Steam. Miercuri, 4 octombrie, un documentar pe Paramount Plus, All of Those Voices, Chucky sezonul 3 și Surreal Estate sezonul 2 pe Sci-Fi, All Creatures Great and Small sezonul 4 pe Channel 5, în ianuarie următor o să apară și pe PBS, și o miniserie pe Netflix, Beckham. Jocuri, Worldless pe toate platformele. Joi, 5 octombrie, Monster High 2 pe Paramount Plus, First Lady of BMF pe Bet Plus, Our Flag Means Death, sezonul 2 pe HBO Max, Lupin partea 3 sau sezonul 3, cum vreți, pe Netflix. Jocuri, Knight vs. Giant, The Broken Excalibur, pe toate platformele, Cricket 24 pe toate platformele, pe Switch o să apară anul viitor, Asterix & Obelix, Heroes, pe toate platformele, Wargroove 2 pe Switch și Steam, Assassin's Creed Mirage pe toate platformele în afară de Switch, anul viitor o să apară pe iOS și iPhone 15 Pro, o să ruleze nativ, ceea ce mi se pare foarte interesant. Vineri, 6 octombrie, câteva filme în IMAX, Dumb Money, avant-premieră de miercuri, The Exorcist, Believer, avant-premieră de joi, Libertate, un film românesc, avant-premieră de marți. Pe streaming, Pet Sematary, Bloodline și The Kane Mutiny Court Martial pe Paramount Plus, Totally Killer pe Amazon Prime, VHS 85 pe Shutter. Seriale. Bering Sea Gold, sezonul 17 pe Discovery. În 3 octombrie se termină sezonul 16 și câteva zile începe sezonul 17. Nu prea înțeleg, dar în fine, trecem peste. Loki, sezonul 2 pe Disney+. O miniserie documentar pe Amazon Prime. Desperately Seeking Soulmate. Undead Unlucky, primul sezon pe Hulu. Și se termină The Wheel of Time, sezonul 2 pe Amazon Prime. Jocuri, Detective Pikachu Returns pe Switch, Sword Art Online Last Recollection pe toate platformele în afară de Switch, NHL 34 doar pe PlayStation și Xbox. Sâmbătă 7 octombrie, Heartland Dogs DVM, sezonul 5 pe National Geographic Wild, și duminică 8 octombrie, Last Stop Larima pe HBO Max. Cam atât pe săptămâna aceasta, așa că fapt divers a început sezonul de toamnă pentru animațiile japoneze, sunt câteva chestii interesante, le găsiți pe streaming pe Crunchyroll și HiDive, am ales să nu le menționez pentru că sunt foarte multe, menționez doar ce apare pe Netflix și Hulu, e mai simplu. Oricum, pentru toate chestiile pe care le-am găsit săptămâna viitoare, puteți verifica descrierea, dacă v-a plăcut ceva, puteți apăsa butonul de subscribe, mersi și o zi faină!